Salutare, băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi vom încerca un joculeț foarte interesant pe acest canal care se numește Push Simulator și este un joc pe care foarte mulți îl jucați deja sau l-ați jucat și mi se pare foarte interesant, însă nu uitați voi de la începutul acestui episod să spargeți butonul și acela de like, nu uitați voi să vă abonați cu clopoțelul ca să nu ratați nimic de pe acest canal minunat și bineînțeles intrați voi pe primul link din descriere ca să ne strângem acolo cât mai mulți abonați. Însă, practic, acest Push Simulator se bazează pe tine, adică trebuie să te antrenezi în continuu, iar în momentul în care ai îndeajuns de multă putere, ei bine, pur și simplu trebuie să te bați cu unul dintre NPC-urile de aici. Adică trebuie să împingi de pe platforma aceasta un NPC, adică un boss din ăsta, vedeți? Și dacă ai reușit să îl dai jos, ei bine, câștigi win-uri. Și există o groază de chestii care sunt pe acest joculeț, o groază de chestii. Am văzut că și aici ai quest-ul ăsta la care îți dă un huge, deci dacă faci această misiune îți dă un huge. Aici, dacă stai 60 de minute, îți dă un exclusive egg și de acolo poate să-ți pice huge, cred, adică nu știu sigur. Aici avem două spin-uri, bă băiatule, deci efectiv avem două spin-uri. Mi-a dat aici X2... wins pentru 5 minute și de aici poate să-ți pice huge și mai avem acum, bineînțeles, încă un din ăsta care ne dă plus 5% strength. Și avem o groază de chestii. Avem aici sezonul 2, dar trebuie să faci niște misiuni. Misiunile cred că sunt aici: Defeat Bosses, Hatch Eggs, Fight 1 vs 1, adică cu jucătorii. Iar aici nu știu ce o fi ăsta cu cadourile. Și aici e să cumperi, uite, Goated Pass sau Season Pass. Avem și rebirth-uri, care ai o groază de rebirth-uri aici, deci în continuu. Aici poți să dai echipează pets, pentru că putem face acest lucru. Iar un sistem foarte interesant este că dacă te antrenezi și intri în altă fereastră, de exemplu dacă intri aici, el nu se mai antrenează, sau de exemplu dacă tu, nu știu, apeși aici pe pets, el nu se mai antrenează în continuare, deci trebuie să fii neapărat aici ca el să se antreneze, ceea ce este foarte ciudat, dar aparent așa funcționează. Avem și de 3 kg și bineînțeles că este mult mai OP dacă apeși și tu, adică e mai OP dacă apeși și tu și lași și autotrain-ul, că dacă lași doar autotrain-ul durează foarte mult, nu o să merite, mai bine apeși și tu aici și e destul de simplu. Însă, scrieți voi în secțiunea de comentarii în ce world sunteți pe acest joculeț genial. Ia să vedem aici. Au și multe UGC-uri. Eu pentru asta m-am apucat, pentru că vreau să fac rost de UGC-urile astea noi, nu de astea, pentru că astea s-au dus deja. Deci ăsta nu mai are copii. După aici vedem că ăsta mai poți să-l obții, doar că e foarte greu. Adică trebuie să ajungi în world 7. Și vă dați seama că nu avem nicio șansă să ajungem în world 7 până dispare acest UGC, pentru că World 7 e foarte departe, bro. Iar aici vedem shop-ul. Vedem aici că au Dominus Egg, au și Hoverboard 250, ok, ultra lucky. Au și din asta de 8X, iar aici VIP, lift VIP weights for more muscle. Deci, practic, au mai multe chestii din astea, am înțeles acum. Aici vedem X2 wins, super luck. Iar aici avem lots off spins pe care îl putem adăuga, dar nu cred că este ăsta codul, ci practic trebuie să adaugi. Să vedem, iar niște winner pe aici, ia să vedem ce ne mai pică. Deci din 10 spinuri din asta ar trebui să pice ceva, nu cred că pică, vă dați seama, adică huge nu are nicio șansă să pice, pe ei foarte greu, dar ar fi destul de interesant, bro, ar fi destul de interesant, super lucky. Wow, și vedeți, eu nu pot să mă antrenez în momentul acesta în care eu efectiv fac acest lucru, vedeți? Adică în momentul în care dau la spin aici, mamă, X2 strength din ăsta îmi dă în continuu. Bă, măcar dă de putere, că dacă dădea de altceva, nu prea era ok. Ia să vedem aici. Că dacă dădea, de exemplu, de luck și eu nu deschid ouă, nu prea mă ajută. Uite, mi-a dat winner, deci winner și cu strength e cel mai bun. Dar dacă spică ăsta rus, cred că e tare, de 60 de minute. Ok, și aici dă bait, adică aici dă mare schem. Și vedem, acum am observat, aici sunt și niște gifturi. 1, 2, aici am dă ou. Wow. Și mi-a dat Doodle Dog de 7,7%. Bă, vedeți că am avut noroc. Și mai avem peste 23 de secunde. Equip Best și ăsta are un X 1,5 strength. E destul de bănicel. Iar aici ce trebuie să faci pentru asta? Deci, trebuie să stai în joc 120 de minute. Foarte ușor.
Împinge 250 de boși, foarte ușor, hatch 2000 de eggs. Nu mai e ușor, dar dacă intri la ei în grup, practic ai auto-hatch gratis. Deci dacă intri la ei în grup, ai auto-hatch gratis. Iar noi o să deschidem două din astea. Uite, avem aici auto-off, auto-on. Dar noi paistăm hatch doar la două din astea. Deci am dat aici la 1, mi-a dat un ninja low. Ăsta cred că e destul de bănicel. Ia să vedem cum pornește auto-hatch-ul. Deci așa începe. Ok. Am înțeles. Mi-a dat 2 ninja din ăștia rar de 17. Ok. Deci ăștia au 2 X, deci sunt mult mai buni. Iar acum dacă apăsăm și noi aici, vă dați seama că, mamă, uite cât de ușor merge. Și avem aici din ăsta de 4K și mai avem încă unul de 9K. Păi trebuie să-l facem pe ăsta de 9K acum. Ia să mai apese un pic așa, 9K. Deci deja putem să luăm pe ăsta. Următorii la 20.000. Și oare cât ne trebuie ca să ne batem cu ultimul? Deci cu ultimul, mamă, 2 milioane. Ăsta 10K. Deci ăsta de 10K nu e atât de greu. Ăsta e 350K. Da, deci durează destul de mult. Dar cred că aici e cel mai bine să faci acest lucru. Adică efectiv să farmezi putere, adică mușchi, ca să iei gantere din astea și mai bune. Vedeți, 40K acum, după aia 90. Mamă, 90, după aia 350K. Deci de la 90 sare la 350. Băi, e cam multicel, adică chiar e destul de multicel. Și mai avem aici niște codulețe pe care putem să le folosim. Avem ăsta, lots of tokens. Ăsta nu știu ce ne dă exact, 10 tokens, dar nu știu unde putem să-i folosim, că aici nu sunt tokens. Deci n-am nicio idee ce înseamnă 10 tokens. Chiar nu știu. Și putem da și rebirth-uri, bro. Putem da și rebirth-uri, deci noi dacă venim aici și ne batem cu ăsta, o singură dată trebuie să ne batem cu el și dăm deja rebirth. Pam, deci deja l-am împins. Mamă, ce-a zburat! Wow, bro. Dăm aici rebirth, deja avem 20%. Și acum dacă îl mai împingem o singură dată, deci numai o dată dacă îl mai împingem acum, așa, efectiv, îl mai împing încă o dată. Atâta, s-a dus iar. Nu știu unde s-a dus, s-a dus acolo cu Poseidon, cu toți băieții pe acolo. Deci dăm rebirth. Acum ne trebuie 100. Păi pentru 100 putem să ne batem cu ăsta imediat. Bine, imediat mai durează ceva, că el are 300.000, deci mai durează. Avem așa, ăsta de 90, iar acum cu ăsta de 90, cât de repede ajungem la 350? Vedeți, întrebare. Avem deja 200K, deci cred că putem să ne batem cu ăsta măcar o dată. Și dacă mă bat cu ăsta o singură dată, e destul de bine, pentru că pot să dau încă un rebirth. Și fiecare rebirth ajută cu 10% în plus. Pentru că da, în cazul în care nu știați, nu vă trebuie puterea asta de aici. Vă trebuie măcar jumate, ceva de genul, și după aia ușor 500. Mamă, deci trebuie să mă bat cu ăsta de două ori, cred că, pentru că îmi dă dublu win de la poțiunea pe care o am și de asta tot zic că, uite, acum am 225, costă 25, 250 și până la 500 mai trebuie să dau încă o singură dată. Ia să mai dăm și după aia, mamă, stați că facem o schemă, deci deja avem 340, 350. Wow, uite ce puternic e antidot. Următorii la 750, bă, mă lași. Ăsta e la, mamă, las, că ăla durează destul de mult, 2 milioane. Până strângem noi 2 milioane, mamă, prima dată să strângem noi aici multe like-uri. 2 milioane de like-uri, băiți, pentru următorul episod. Ok, încă un din ăsta claim și aici mi-a dat mai multe boosturi din astea. Iar aici rebirth. Deci uitați-vă cât de repede dau eu rebirth aici. Și uitați-vă cât de repede ajung la 600.000, după aia la 750.000 și la 750.000 iau ultima chestie de aici, de la gym. Vedeți? Deci, wow. Chiar suntem foarte OP. Dar, o chestie foarte interesantă. Mi se pare că acest joculeț este foarte noob-friendly. Adică chiar dacă de-abia ai început acum, bă, frate, chiar e destul de ușor. Ăsta VIP cât dure? Cât costă? 400. Bă, sincer, cu ăsta cu VIP, cred că e mai bun decât oricare de aici. Și dacă te duci în orice world din ăsta și ai VIP din ăla, bă, eu cred că e OP. Deci cred că ăla e cel mai bun Game Pass pe care poți să-l iei, sincer. Deci ăla chiar cred eu personal că e cel mai bun Game Pass. Iar aici, ca să ne batem cu bossul final, cu Damn Son, că așa-l cheamă, frate, așa-l cheamă, n-am ce face, i-am zis numele lui, practic ne trebuie 2 milioane. Dar, tehnic vorbind, nu ne trebuie 2 milioane, ne trebuie 1.100.000, cred că, habar n-am. Îl bat cu 1.1. Eu am 1.1 și deja îl bat. Deci, gata, frate, l-am împins pe acest băiat. Deci, acum l-am bătut. Nu ne trebuie, cât ne trebuie pentru lumea următoare? Nu-mi dau seama.
automat ne trebuie 1200. Uitați-vă aici cum eu mă duc deja în următoarea lume. Iar aici la upgrades, oare ce ne trebuie? Ne trebuie ceva tokens. Ok, X2 Egg Hatch. Vă dați seama că o să strângem aceste puncte pentru X2 Egg Hatch. Adică altceva eu n-am nevoie. Hatch Speed. Ok, deci practic joculețul acesta chiar este foarte tare și nu este neapărat pay to win. Pentru că uite, ai niște upgrade-uri acolo pentru Egg Speed. Adică când deschizi ouă să meargă mai repede. Băi, e destul de tare, adică mie chiar îmi place, mie mi se pare destul de interesant. Dar ia să vedem aici. Deci ne trebuie 6 milioane, bă. 6 milioane pentru următorul, bă, mamă, iar aici dacă vreau să deschid ceva, 8,5K, iar acolo 100 și ceva K, deci 8, ceva K, ia, care e cel mai slab de pe aici, cel mai slab e ăsta de 8 milioane, deci automat îți trebuie 4, ceva sau chiar 4 ca să te bați cu Jack, cu domnul Jack trebuie să te bați, cu domnul Jack. Jack Sparrow, o să-i zicem noi de acum. Mamă, deci vreo 4 milioane. Și după aia în vreo 6 ca să luăm de aici ganterele alea. Bă, destul de multi celo, de ce, da? Mai putem face o chestie, se dă multe super rebuff-uri. Deci se dă multe rebuff-uri din astea în prima lume. Și după aia să venim aici. Și asta e opțiune. Acum, nu știu cât de bine, dar na. Practic, cam asta este ideea. Deci deja avem 3 milioane, dar cu 3 milioane nu avem nicio șansă, bă, băiatule. Nicio șansă. Deci cu 3 milioane nu îl bat pe Jack. Deci dacă trebuie 8, iar eu am 3, ia să vedem, 3,02, da? Deci cu 3,02 nicio șansă. Bă, nu pot să cred. Deci cu 3 milioane îl bați pe ăsta de 8? Wow! Tocmai am descoperit acest joculeț, bă, rău. Wow! Am aflat secretul. Wow, și mi-a dat 5K. Acum, nu știu ce putem face noi mai exact cu 5K. Ori venim aici și deschidem câte un ou din ăsta dacă îl mai bat o dată, ori dacă nu, dăm mai multe rebuff-uri din astea. Acum, dacă mă întrebați pe mine, eu aș da mai multe rebuff-uri. Dar acum depinde și ce alegeți voi, pentru că decizia este în mâinile voastre. Eu o să dau mai multe rebuff-uri din astea. Pentru că ești mult mai OP, adică cu fiecare rebirth îți dă câte 10%, bro. Deci ești efectiv tank, deci ești tank rău de tot. Ia-ți dăm aici și acum ne dă 5K. Deci practic acel 5K ți-l dă direct acum dacă îl bați pe Jack, dacă ai dublu win boost. Deci cam așa, ar trebui să rămânem pe aici. După aia cred că costă 7,5 sau 10K. Dar cred că costă 10K următorul. Și nu e atât de greu. 10K, vedeți? Deci ori îl bați pe Jack de 2 ori, ceea ce nu mi se pare dificil, ori îl bați pe Jack aici de 2 ori, după aia 20K, deci mai bine aștepți până la următorul. Ori, da, nu știu, farmezi niște power din ăsta. Deci avem acum 5K de la el o dată. Iar acum mai ne trebuie încă... Mamă, dar stați că eu practic de aceste win-uri puteam să deschid și un ou din ăla de 7,5K și poate îmi dădea un pet bun cu care să farmez. Nu m-am gândit la asta. Ae, acum. Deci dacă îl bat pe Jack de 2 ori, mai pot să deschid un din ăla. Dar nu o să facem acest lucru, ci o să dăm rebirth. Pentru că acum avem power bonus de 90%. Și ghiciște, o să farmăm până când... 5-6 de milioane. Da, e ceva de farmat, să fiu sincer cu voi. E ceva de farmat, nu zic nu, dar peste 1,5 milioane pot să iau această gantere de 250 de kg, după aceea o să fie foarte ușor, dar cred că recomandat ar fi să deschidem un ou din ăsta de 8,5K. Chiar ar fi recomandat, nu? Zic și eu. Chiar ar fi destul de recomandat, dar bineînțeles că trebuie să farmezi și să știți că acest quest merită foarte mult pentru că îți dă petul de 1000, aici scrie 1400, pe pagina asta scrie 1500, în fine, îți dă 1000 și ceva X, deci este foarte OP și te ajută foarte mult, chiar te avantajează. Însă, nu uitați voi să scrieți în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre acest joculeț și dacă vreți să continuăm cu episodul 2, dar hai să strângem multe like-uri și nu uitați voi să spargeți butonul acela de like, bineînțeles să vă abonați cu clopoțelul ca să nu ratați nimic de pe acest canal minunat, iar noi ne auzim data viitoare, bă băieți, baftă!